Ministrul a anunțat că legea turismului va sta în dezbatere publică 30 de zile și a rugat pe toți cei implicați să citească și să vină cu îmbunătățiri. Există deja un grup de lucru format din Federația Patronatelor de Turism, cei din Asociația Națională a Agențiilor de Turism și din Coaliția de Dezvoltare din România. Ministrul a vorbit și despre legea tichetelor de vacanță, care la rândul ei intră în dezbatere publică. În acest caz, efortul bugetar va fi de aproximativ 400 de milioane de euro anual, însă vor exista beneficii pe termen mediu și lung, atât pentru stat, cât și pentru cetățenii care vor folosi tichetele, mai spune Mircea Dobre. Tichetele vor fi valabile doar în România timp de un an de la data emiterii și nu vor putea fi înstrăinate, fiind nominale și având marcate pe ele codul numeric personal al beneficiarului. Ministrul Turismului a menționat că unele instituții publice au cuprins deja în bugetul pe acest an sumele necesare pentru tichetele de vacanță, iar celelalte o vor face la rectificarea bugetară, deoarece legea le obligă să acorde angajaților aceste vouchere.